Activitate intensă sâmbătă la școala gimnazială Nicolae Iorga din Slatina. Cu ocazia zilei porților deschise, copiii de grădiniță, dar și cei de la clasa pregătitoare, au învățat să desfășoare o serie de activități educativ-creative. Iar profesori le-au fost tot copiii, elevi mai mari ai acestei școli. Viitorii elevi și părinții acestora au ocazia astăzi de a vizita sălile de clasă, laboratoarele, sala de sport, de a lua parte la activitățile, la cercurile de pictură, de creație și creativitate, cercul de sport, respectiv karate, pentru a vedea cum se formează viitorii elevi. Noi sărbătorim porțile deschise. Și ce reprezintă acest eveniment pentru tine? Reprezintă niște jocuri recreative cu copiii cei mici, care vor începe clasa 0. Adică voi le arătați câte ceva, învățați? Da, i-am învățat să deseneze, să facă păpuși din hârtii, să pună ochișori. Pentru mine ziua de astăzi prezintă să fiu profesor pentru prima dată și să prezint celor mici cât de frumoasă și activă este școala și cel puțin clasa noastră. Astăzi aici eu le prezint copiilor cum să deseneze și cum să scrie și în special matematică, să socotească și să scrie numele lor. Sunt niște particule acelea, e sânge de broască. Dacă vrei, o să și schimbăm. Uite. Le spui și nouă ce faci aici? Punem particulele pentru a le vedea. Ce reprezintă evenimentul de astăzi pentru tine? O distracție pentru cei mici, pentru a ne cunoaște. Cum sunt cei mici? Drăgălași și energici. Pictăm așa forme geometrice, cerculețe și ce mai vrem noi. Înveți pe cei mici ce culori să aplice? Da! Cum să fac o floricică, un fluturaș. Cum sunt? Încântați? Le-a plăcut? Da, le place foarte mult pictura, unii sunt foarte talentați. Toți copiii preșcolari au fost astăzi invitați să participe împreună cu părinții sau cu doamnele educatoare la ziua porților deschise, să vadă școala noastră. Ne-am organizat pe ateliere cu elevii noștri, să implicăm și pe ei în activitățile școlare. Mai emoționați decât viitorii elevi au fost părinții acestora. Foarte mari emoții, deși lucrez în sistem, chiar am emoții. Este primul nostru contact cu școala, cu o sală de clasă și cea mică emoționată, mami, cred că e mai emoționată. Câți ani are? 6 ani facem acum. Îți place? Da. Ai vorbit cu copiii? Ți-au arătat ceva? Să desenezi ceva? Este mai atrasă de geografie, de alte lucruri. Pentru prima dată să se obișnuiască. O să vină aici la școală? Da. Mi s-a părut? Frumos! Îți place la școală? Da. Ai vorbit cu copiii pe aici? Ai făcut prieteni? Da. Din școală, copiii s-au mutat în sala de sport, unde au putut vedea demonstrații de karate făcute chiar de elevii școlii gimnaziale. Astăzi ne desfășurăm activități pe linie de karate tradițional și parte de kempo. E o grupă de copii care este compusă din elevii școlii generale numărul 5, Slatina, aici unde sunt și profesor de educație fizică și sport. Clubul meu își desfășoară activitatea la această școală de ani de zile cu suportul doamnei directoare. Este vorba de Clubul Budo Karate Slatina, iar majoritatea dintre copiii pe care vedeți aici sunt elevi din clasele 0, clasa 1, a 3-a, printre ei aflându-se și campioni europeni și mondiali la aceste categorii de vârstă. De-a lungul anilor, aici au fost formate generații de elevi care au ajuns la maturitate intelectuală prin artă, cunoaștere și învățătură. Așadar, îi așteptăm cu drag pe toți cei care vor să se inițieze în arta cunoașterii. La școala Nicolae Iorga învață 450 de copii. În fiecare an, aceștia participă la olimpiade locale și naționale și tot felul de alte competiții la care obțin rezultate remarcabile.